Slăviți să fie Domnul! Amin! Gloria Domnului! Amin! Măriți să fie Domnul că suntem în locul acesta. Cred că merită Domnul. Aș vrea să întreb ceva. Ce ambon avea Petru? Și ce microfon când Domnul Iisus Hristos peste Evanghelia? Era barca cui? A cui barca era unde s-a urcat Domnul Iisus în ea? Păcat că tovarășul meu de slujbă cu care am început, eu îmi spuneam pe drum că eram elevul lui în anii aceia. Dar aș vrea să înțelegem că Iisus avea barca ambonul. Aleluia! Pentru mărire Domnului! Aleluia! Și microfonul era Duhul Domnului, trească Domnul. Iată voi toți robii Domnului, care stați noaptea în casa Domnului. Ridicați mâinile spre locașul cel sfânt și binecuvântați ca și Domnul să vă binecuvinteze care a făcut cerul și pământul. Psalmul 24 spune că pământul, tot ce este, dar noi, și noi, tot la noi. Și a venit Epistola în capitolul 3 cu versetul 1, spune așa, vedeți ce dragoste mi-a arătat Tatăl? Să ne numim și suntem. Lumea nu ne cunoaște. Pentru că nici pe El nu l-a cunoscut. Cred că merită bunul Dumnezeu. De mult n-am fost în mijlocul vostru aici. Mai mult aș vrea să spun că ceea ce scrie Psalmul 133, ce duce și plăcutește în frață lucrurile este de acolo de lumea experimentală. Spuneam, auzeam și vorbeam cu fratele Nero. Fraților, a strigat. Bă, satana nu respiră. Știți lucrul acesta? Așa este, da. Le vei umbla cu Biblia sub braț, păi el nu-l frici. Și el o cunoaște. Dacă nu-i ceea ce e opus Domnul în tine, aleluia. Nu uită un singur lucru, că nu se teme. Un mare păstor din Chicago era așa avocat. Era un om care făcea multe evanghelii. Făcea multe slujbe înaintea Domnului. Și în moment dat acolo erau strânși 300 de persoane. Și vedeți ceva pentru noi, pentru lucrători. Așa cum spunea fratele. Și aștepta să facă chemare. Luați bine seama ce înseamnă lucrătorii. Și în moment dat fratele i-a spus, fratele Nelu, fratele Dan, fă chemare! Nu vezi cât public stă înaintea ta? Fac săptămâna viitoare sau mâine, poi mâine. Și spune, nu te fă nici cu ziua de mâine, că nu știi ce poate aduce o zi. Azi ești și mâine nu ești. Moment dat, mâine seară, tot Chicago era în flăcări, incendiat. Cei 300 de persoane au trecut din viață. Așa suntem unii, nu toți. Dacă vine cineva și spune, frate, vreau să-L primesc pe Domnul, ce faci cu el? Să-L respingi? Spune că azi, dacă auzi cuvântul Domnului, nu ți împietri inima. Spuneam și acolo în Germania, fraților, ce este mai important? Frații resping. Nu ești căsătorit, nu te botez. N-ai făcut catecheza, nu te botez. Și aș vrea să înțelegeți ceva. După ce au văzut că cei 300 de persoane au trecut din viață, el își trimite nevasta și cele 4 fete în Marea Britanie. Și când ajunge pe Oceanul Atlantic, Dumnezeu intră în judecată din pricina Lui. Cele 4 fete au intrat în ocean, s-au spart. S-au distrus corabia. Și dacă s-au distrus fetele acelea 4,
n-avea cum să, ca să anunțe pe bărbatul ei, au rămas numai mama. Și în momentul acela, salvarea ei era o bucată de scândură. Și dacă era, cu greu a ajuns la mama. Și începe să-i spună bărbatul ei pe, prin telegramă, nu ca acum că avem telefoane, alo? Știi ceva? Trebuia să vină și el. Dar o ajung mai până în port și primește un telefon că era avocat. Gentleman, un om citit, un om instruit, pregătit. Vino de gravă. Păi el îl scapă Dumnezeu ca să-l pună, să vadă ceea ce au cerut cei 300 de persoane viața să fie salvați. Nu le-au dat chemarea să vină la Domnul și spune, fetele noastre a trecut din viață. Vino și tu de gravă. Moment dat, după ce aude el lucrul acesta ca un părinte, ca un tată, aș vrea să vezi că cum imediat, parcă a trecut din viață, să urcă pe vapor și el. Și când ajunge pe ocean, îi spune capitanul, uite locul acesta, fetele tale a trecut din viață. O intrat Dumnezeu cu el la judecată. Cu David o intrat cu el în judecată. Dar azi, cum am spus fraților, mai întâi spune cuvântul Domnului, botezați-le și învățați. Nu respingem pe ziua de mâine. Că nu știi ce poate aduce o zi. Și în momentul dat, după ce a început de el să facă unde nu este pace, să lăsă Domnul pace, cântarea aceasta. Aleluia. Și liniștea în inima lor. Cine face, lui își face. Cine dă, lui își dă. Amin, așa este. Aș vrea să văd în anii 30, 40 înainte de război, în zona Târgu Lăbuș, mărturisea fratele Filip Nelu, care este în Arizona, în America, că el de acolo se trage, și a spus că acolo era un evreu. Și evreul acesta stătea în capătul satului. Darul lui era acesta, să vezi ce înseamnă. Cine face, lui își face. Cine dă, lui își dă. Momentat după ce aude el, vede oamenii care erau săraci, imediat ieșea înaintea lor în drum. Și îl invita la el. Era omul identic cum era Iov. Și după ce face el lucrul acesta, care cum trecea pe acolo, îi spunea, legema la el. Momentat după ce o perioadă trece o tânăr. Și dacă trece tânărul acela dezbrăcat, murdar, vinea pe drum și nevasta lui îi spunea, ascultă-ți, numai tu ești aici un om care tu faci numai bine, cât e satul acesta de mare, nimeni nu există, numai tu. Casa lui eu era deschisă. Era mână, picior pentru orfan, pentru văduvă, vedeți femeile. Și au zis bărbatul, odată și odată are să vorbească binele care o facă. Și vede tânărul acela și îl cheamă. Și nu vrea să vină. Și îl bagă înăuntru, îl cheamă și îl îmbracă, îl spală, nu ca acum, ca la noi, că avem, slavă Domnului, avem condiții. Dar aș vrea să înțelegi ce face bunătatea. Și spune, vreau să te înfiez. Vreau să fii copilul meu, că n-am copii. Nu. Eu trebuie să-mi continuu drumul. Și în momentul dat după ce ajunge înaintea de, cum era atunci în 44, deporta evrei, îl prinde pe tânărul acesta și îl pune la școala de ofițeri la statul german. Și după ce a început să ducă evrei, îi vine rândul și la Rudi, că așa-l chema. Și nevastă-sa și-l duce. Și când ajunge în Auschwitz, în Polonia,
acolo vede că pe toți le scotea afară să le pune la crematori. Și ei aveau cu tabla, era tabla în gând. Și dacă era, îl aude. Și acest băiat pe care el a vrut să-l înfieze, el era comandant acolo. Și el nu știu. Și se uită pe tablă și citește și îl întreabă. Tu ești Rudi? Și acest evreu, când auzând că un neamț vorbește atât de clar românește, a rămas uimit. Da, eu sunt. Îți aduci tu aminte, băiatul ăla care a venit pe drum, care era murdar, era strâmțuros, care tu l-ai băgat la tine în casă și l-ai spălat, l-ai îmbrăcat. Eu sunt. Acum tu ești afară din rând. Și am putere, cum a spus Pilat la Domnul Iisus. Nu știi că eu am putere să te risimesc? Nu știi că eu am putere să-ți dau drumul? Tu ești afară, dar nevastă-ta unde? Și arată că acolo este. Și stă plin de bucurie. A început să strige în gura mare. Și ți-am spus odată, faptele pe care le-am făcut atunci, va vorbi. De aceea Eclesiastul, capitolul 11, cu versetul 1, în parte spune, aruncă pe ape, că nu știi ceea ce au făcut, i s-a întors. Obadia, capitolul 1, cu versetul 15, faptele cum ai făcut, așa ți se va face. Cred că merită Bunul Dumnezeu să-i mulțumim. Sfântă viață, aleluia. Cred că merită Domnul să-i dăm toată slavă. Cinste, laudă și mărire împăratul. Să te asculte Domnul. Aleluia. L-a ascultat Domnul. Amin. Când strâng un nenorocit, Domnul ce face? Aleluia. Îngerul Domnului tămărește în jurul cui? Să-ți dacă erau mult temători de Dumnezeu, poate nu-i spune Îngerul Domnului. Gustați și vedeți? O putut să vadă bunătatea lui Dumnezeu acolo. Amin, amin. Chiar dacă ar fi să umbru prin mare umbre morță. Că tu ești cu mine. Și noi o Domnul. Tu mă întinzi? Masa, fața, putrivnici. Tu mă umpli? Aleluia! Aș vrea? Bună duce! Aleluia! Și-l doresc! Aș vrea să locuiesc în casa Domnului? Cum la sfârșitul? Vrei să locuiești în casa Domnului? Doamne, putere, Doamne! Vrei singur? Putere! Cu toată familia ta asta? Aleluia! Aleluia! Așa este o binecuvântare de Domnul! Care umblă pe căile lui și se teme? De Domnul! Atunci ești un om binecuvântat și te bucuri de... Nevastă ta? Oviță roditor! Copii să vezi bucuria cui? Domnul, aleluia! Să vezi copiii copiilor tăi. Așa este omul care se teme de Domnul. Aleluia! De n-al, Doamne! De n-al, Doamne, că-și mai ridicat! Vedeți ce face Dumnezeu? Unde era David? Unde era David, frații mei? Era la oi. Era un cioban. Era cu noi, dacă ai vrea să vezi. Dumnezeu îl ridică. Aleluia! Al împăratului Israel. Merită Domnul să-i mulțumim. Pentru viața noastră. Spunea frață, care avem aici pe fratele Orga. Am dorit ca seara aceasta să fie Sfântul Domnului. Am dorit ca Dumnezeu să cerceteze orice inimă. Apoi la sfârșit să întrebăm și noi. Cum o întrebăm tu, unui Dumnezeu. Doamne, cine va locui? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Și cel ce face voia lui Dumnezeu? Și spune? Doamne ajută-ne! Cine se va putea urca la muntele tău cel sfânt? Cel ce are mâine? Brate! Cel ce nu dă ei? Sufletul sfântul țară! Psalmul 40 cu versetul 11 spune că cuzele mincinoase care le are omul să trăiește pe pământ